Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție emisiunii Brașovul tău. Din nou l-am invitat astăzi pe omul Ion Mânzală, analistul politic Ion Mânzală, cel care are o opinie pertinentă atunci când este vorba de a discuta ce se întâmplă în Brașov. Bună ziua, domnule Mânzală, și bine ați venit la emisiunea noastră. Vă salut, domnul Grapă, vă salut, oameni buni, mulțumesc pentru invitație. Iată, cuplu celebru Sebastian Grapă-Ion Mânzală sau Ion Mânzală-Sebastian Grapă se reface ușor-ușor chiar la Mix TV și aproape că mă simt mai confortabil în această postură de invitat decât de moderator. Pentru că eu, ca moderator, sunt obligat să respect și alte puncte de vedere, să fiu atent la ce spun, să las mai mult invitat, așa că mă simt mai confortabil să fiu eu lăsat să vorbesc mai mult și să-mi acordați acest privilegiu. Domnul Zală, foarte scurt, pentru că emisiunea asta nu este lungă, doar 25 de minute, vreau să intru direct în subiect și tema de astăzi este una care mi se pare mie extrem de primejdioasă, și anume disfuncțiile de comunicare care există în momentul de față între cei care administrează, zic eu din nefericire, într-un mod defectuos, evoluția acestui coronavirus atât în țară cât și în județul Brașov. În țară mă refer la președintele Iohannis, care a păcălit o sumedenie de cetățeni atât din interiorul țării cât și, cât mai ales, din afară. Dovadă că acum îi tratează cu spatele pe toți. Dar la un moment dat, în plină campanie electorală, se ducea undeva pe la Suceava și ne dădea exemplu de bună practică în ceea ce privește atitudinea unui președinte de acolo. Mă refer la Flutur, care e președintele Consiliului Județean Suceava. Spunea că acest spital, luați exemplu de la Suceava, mai mult decât atât, îl și decorează. Se joacă de a uite decorația, nu este decorația, pentru că în momentul de față, distinși noștri privitori, președintele Iohannis a decis să retragă decorația pe care a acordat-o domnului Flutur și respectiv Consiliul Județean Suceava pentru acea bună practică în privința absorției de fonduri europene, construind acel, dotând acel spital județean, pentru că au gestionat prost felul în care au venit acei bolnavi, n-au fost băgați în carantină și așa mai departe. Cum vi se pare, domnule Mânzală, având în vedere că ați trecut prin foarte multe dinastii politice de-a lungul existenței dumneavoastră, ceea ce se întâmplă în momentul de față în România și mai ales atitudinea pe care președintele Iohannis o are odată față de cetățenii României și a doua oară față de proprii colegi de partid? Pentru că știu faptul că Iohannis este produsul Partidului Național Liberal. Bun, va trebui să răspund nuanțat, pentru că mi-a spus mai multe nuanțe în ecuație și va trebui să le clarific atâta cât știu, chiar mă simt obligat să o fac. Deci, cunosc aproape fiecare personaj care joacă în această farsă politică numită România post-decembristă, pe toți, începând cu Ion Iliescu și terminând cu Klaus Iohannis. Nu am o relație specială cu Klaus Iohannis, dar am avut o întrevedere, deci ne cunoaștem, adică pot să-mi dau seama cum miroase omul din punct de vedere al substanței umane pe care o degajă în momentul când discuți cu el. Adică există capacitatea energetică, iar și o să mă întorc la ce vorbeam în emisiunile trecute, de a percepe, și toți o avem asta, nu numai Ion Mânzală, de a percepe aura celuilalt și de a percepe energia celuilalt. Eu văd și cum să minte, să schimbă culoarea, să schimbă aura, să schimbă mimica, să transformă, să vede. Deci bun. Presupun că la Iohannis e foarte colorată, deci nu? La Iohannis nu. Este, din păcate, e cam decolorată. Deci la Iohannis este, un om foarte slab, spre mediocru. La mediocru este performanță. Este un om slab și este un om total nepregătit, este o mediocritate politică. Dacă Traian Băsescu era o răutate politică, dar avea ceea ce spuneau strămoșii noștri politici de odinioară, gen Aristotel Căncescu, animalul politic, l-am făcut strămoș, nu că n-ar fi de vârsta mea, dar pentru că era mai vechi în politică. Deci aia cu animalul politic, aia cu animalul politic o fi ținând, că au plecat de la Plato cu un zoon politic, animalul politic. Nu cred că e nevoie de animale politice, e nevoie de oameni politici. N-am avut nici unul, din păcate, după Revoluție. O nuanță ceva, poate la Emil Constantinescu, că a fost mai cerebral și mai educat. Dar îi cunosc pe toți. Deci hai să vorbim despre Klaus Iohannis în situația dată. Deci, un președinte mai slab decât acesta nu puteam avea, dar, într-un fel, să zicem, tot rău spre bine, bine că avem un nebun acum. Pentru că dacă aveam un nebun ca Traian Băsescu, nu știu dacă ne era mai bine sau mai rău, vorbesc serios. Și când îl văd și pe Gargaragiu de Victor Ponta povestind și îndemnând și vorbind doar din motive politicianiste, mi se rău.
Domnule Mânzală, un președinte al unei republici ca a noastră și mai ales în această situație trebuie să aibă foarte clar o strategie care să scoată din situația în care suntem și să încercăm să încerce împreună cu ceea ce coordonează ca daunele să fie cât mai mici. În momentul de față, spuneți-mi, încercați să decriptați, că pentru mine este o enigmă, ce vrea să demonstreze prin retragerea distinției care a fost acordată acelui... Mai bine s-a stâmpărat. Deci problema este în felul următor. Mai bine s-a stâmpărat și o lăsa nebăgată în seamă. Probabil ar fi răscolit presa și probabil a avut o informație de genul ăsta. Un președinte serios și puternic se înconjoară de o structură informativă inteligentă, eficientă și puternică. România are structuri informative și o structură informativă națională sănătoasă, bine dotată și cunoscătoare asupra fenomenului. Doar că, probabil, există un filtru al informațiilor și se opresc undeva. Toate fenomenele din România, inclusiv când unii vreau să ne ia țara luându-ne întâi teritoriile bucate cu bucate printr-o zonă, toate erau cunoscute, erau raportate de șeful serviciului de informații SRI-ului la președinte și se luau măsuri sau nu se luau, se spunea asta. De la o vreme, după ce în fruntea României s-a aflat un om care a aparținut vechilor structuri de securitate, cum ori fi fost ele atunci, Traian Băsescu, lucrurile au cam încetat, s-a terminat. După care a venit dictatura Coldisto, nu mai știu care, în care au absolutizat și au transformat, și chiar Maior, în armă de șantaj securitatea actuală, adică Serviciul Român de Informații și celelalte structuri. Deci, IOC, zero. Iohannis, nu că nu știe, nu știe să știe, nu înțelege, nu îi se dă, nu îi se spune și nici nu înțelege, nu pricepe. Iohannis are un singur fir de la Merkel, dar uite că firul ăsta acum ce-i dă? Nu-i dă nimic. Domnul Mânzală, foarte direct o și scurt. O să-ți și de Suceava. Este Klaus Iohannis un om informat? Cred că este parțial informat, pentru că îi să știu reacțiile la cum primește informațiile. Îmi spunea cineva de la București azi dimineață, de la o colegă de la Cadran Politic, că a reacționat foarte urât când au apărut cazuri la Sibiu. Păi era ca Ceaușescu, pe care nu-l mai deranja cineva, că dacă dădea o informație nașpa sau doamnei Ceaușescu, o informație nașpa, reacționa, nu știu, mai bine nu-i mai informau. Klaus Iohannis s-a speriat că să nu cumva să aibă Sibiul lui de suferit și au fost probleme. S-au stopat informații chiar de acolo. O altă întrebare. Ca să v-am răspuns cu un exemplu. Cei de la Serviciul de Informații Externe cenzurează ceea ce transmite președintelui? Nu pot sau să spun. Consilierii lui cenzurează informații? Mai degrabă consilierii. Bănuiesc că o structură informativă are obligația să-i dea prefectului informații de gradul ăla, președintelui Consiliului Județean, ministrului cutare, președintelui, toate. Nu există excepție la președinte, care e comandantul suprem al apărării țării, să nu primească vreo informație. Toate le are. Dar probabil sinteza trece prin niște consilieri care îi știu apucăturile sau nu știu. Ceva se întâmplă. Adică nu pare, din cum vorbește domnul Iohannis, apropo de comunicarea asta proastă, se pare că nu știe. Și atunci, dacă se pare că nu știe, înseamnă că se vede că nu știe, apropo de aură. Bun. Înseamnă că eu deduc din ceea ce spuneți dumneavoastră că acolo există o categorie, o grupare, ca să nu zic gașcă, de consilieri ai președintelui, așa, care nu-l informează pentru a le fi lor bine. Și atunci, ce nu se știu, întâmplă? Sau poate dai de unde știu ai cui sunt ăia? Și atunci, ce că se întâmplă cu deciziile sunt extrem de defectuoase pe care acest președinte le ia în defavoarea poporului român? Bun, să fac o nuanță doar, o să spun și despre asta, să fac o nuanță doar. Există foarte mari posibilități sau mici posibilități, există posibilitatea ca acei oameni care lucrează sub președinte să fie infiltrați de către puteri străine la ora actuală, care sunt foarte interesate pe România, că așa să și face. Unde îi bagi? Îi bagi sub fund o păsărică, cum i s-a băgat altuia, sau îi bagi niște unii alții care sunt cu alte solde. Asta este, așa cel puțin văd eu acum. E un război internațional foarte mare și mai ales pe structurile informative. N-are nicio vină sistemul de informații național că președintele poate atâta cât poate. Apropo de comunicare, că asta e marea problemă. De comunicare la toate nivelurile are o mare suferință. Odată de la nivelul comunicării, să zicem, strategic, de la nivelul președintelui până la acel domn Vela care vine cu geaca lui de piele amintind de securiști de altădată. Era un poet, un și cu emblema României din partea stângă ruptă, că se vedea că e un loc liber acolo unde trebuia să fie, adică, România. Mă rog. Bun, n-am nimic cu geaca aia, dar securiștii altă dată se îmbrăcau în haine de piele. Și știu că mi-aduc aminte, era un poet, Daie Maghiar, un mare poet brașovean, care la un moment dat și-a scos poeziile într-o tarabă la piață și s-au luat ăștia de el, s-au zis, nimic cu securitatea, era un poet mai nonconformist. Și
Ăsta se apucă și îi mângă amândoi, avea cu o geacă mare de piele de aia lungă. Zice, domnule, dar să poate, l-ai luat tot boul, domnule, și l-ai pus pe dumneata. Așa și asta. Deci, dincolo de acest sistem semicenzurat, atâta pot, poate nici nu vor să transmită prea multă panică, dar sunt de o mediocritate rară. Lasă și presei posibilitatea de interpretare uneori, că este și o presă deșanțată, este și o presă cumpărată la ora actuală. Televiziunile naționale se pare că au fost cumpărate bine, 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 dau numai comunicate din alea de șters la fund sau de nu știu ce. Bun, foarte bine că le dau. Dar dincolo de asta, când apucă, de exemplu, un jurnalist să spună lucruri mai adânci din zona asta, păi, nu știu dacă știți, a fost amenințat alaltă ieri chiar Ciutacu de la România TV cu dosar penal. S-a împăcat după aia, că s-a dus. O să rămâneți uimit, domnul Mânzală, dar asta este modalitatea în care autoritățile comună cu tot ceea ce înseamnă presă, comunică, da. Prin comunicate de presă, extrem de seci, da, extrem de, zic eu, subiective, foarte slăbuțe, în care își exprimă sau nu își exprimă aprobarea sau regretul față de o situație. Da, dar adevărul este la iveală. Prefectul Brașovului comunică, eu personal l-am sunat de două ori pe domnul prefect, de altfel mi-aduc aminte că dumneavoastră mi-ați dat numărul domniei sale de telefon. Păi domnule, că sunt oricărui coleg din presă. Suntem obligați, este, suntem obligați. Nu, dar e telefonul prefectului, chiar cel mobil, face parte din informațiile publice. Suntem obligați să asigurăm un echilibru al informației și ăsta e motivul. Corect. Ca atunci când cineva l-acuză pe prefect de ceva, eu sau noi să-i cerem punctul de vedere. Și ați vorbit până la urmă. Nu a răspuns la telefon. Domnul Mânzală, ați făcut o afirmație care trebuie să o decriptați, pentru că pe mine mă sperie. Care? La mediocru e performanță. Cum adică dacă ești mediocru înseamnă că ai performanță? Că deja mă sperie. Toți președinții care am avut au fost atât de singurul calificativ, era ala de mediocru și dumneavoastră apreciați că dacă ești mediocru înseamnă că ești performant? Nu știu acum, că și eu am exagerat. Am citat din dumneavoastră. Am înțeles, sigur. Ce vrei să fie Andrei Pleșu, președintele României, putea să fie mai nașpa, să zicem. Nu ține neapărat de cultură sau de civilizația unui popor să aibă președinți, dar președinților eu le cer competență și informație și o anumită cultură politică și un anumit pragmatism și o experiență. Sunt mediocri din acest punct de vedere pentru că probabil asta a fost clasa politică și din asta s-a ales ce s-a ales. Bun, nu mai contează acum să dau acum cu coronavirus pe toți. La Suceava, mai bine nu retrăgea, bun, a dat, acolo se știe, fieful de la Suceava este al PNL-ului. Gheorghe Flutură este un membru vechi, fost PDL. Al PDL-ului, știu, pe majoritatea celor care susțin sunt PDL-iști. PNL-ul actual e numai cu numele. Restul sunt toți, actuala conducerea PNL-ului este susținută de PDL-iști vechi și de Blaga și de Flutură. Bun. Flutur nu pot să zic, eu îl cunosc personal, chiar am avut relații amicale de-a lungul vremii, inclusiv ne-am intersectat în zona politică. A picat, că așa pică uneori, a picat acolo, a picat, dar de ce? A picat poate nu întâmplător. A picat pentru că la Suceava s-au întors vreo 10.000 de oameni care aveau, care lucrau în Italia și sunt foarte familii care s-au realizat din punctul ăsta de vedere, eu cunosc zona, am lucrat la Suceava, la Rădăuți, am realizat acolo emisiuni de televiziune și am scos niște publicații. Deci acum probabil că de acolo a scăpat de sub control. A trecut pe sub nas autorităților în care nu s-au filtrat. S-a întâmplat. E focarul de la Suceava. Prost manageriat, inclusiv, îmi pare rău de prietenul meu, George Flutur, prietenul cu ghilimele sau amic, dintr-o perioadă în care eu, când era ministru agriculturii, m-am supărat pe el și l-am sunat toată că m-am săturat să mă tropească agenții cu zeama aia. Bun, eu vă întreb rupită. Atunci pe dumneavoastră, eu ca și cetățean, care am fost influențat de discursul președintelui, exemplu de bună practică Suceava, fac pentru care îl premiază, ce trebuie să înțeleg acum când îi retrage decorații? Nu, asta se cheamă, ori ai puterea să recunoști o gafă politică, am fost un bou, nu pot spune chiar așa, am fost un prostănac, eu președinte. Haideți să nuanțăm că totuși bun, nu a bou. Fost o greșeală. O greșeală, am înțeles, corect. Deci că am fost dezinformat, că n-am știut și mă rog, am dat acolo un galon din punctul ăsta de vedere, dar uite că acum situația, s-a putea să explice cum explic eu acum. N-avea de unde să știe nici Gheorghe Flutur, nici Klaus Iohannis că la Suceava va fi o contaminare în masă. Acum ies la iveală toate greșelile autorităților, nu numai cele de comunicare, cele de măsuri, atât a celor locale și de la Suceava și din alte părți, cât și a celor naționale. Atât au cerut, atât au putut. Normal. Asta e, dar din fericire, ca să o dăm pe tonul mai optimist, poporul român are o capacitate extraordinară de rezistență,
este un popor cu o sănătate împotriva mare, chiar propriilor dușmani. Împotriva propriilor dușmani, nu neapărat, în sensul că nu sunt victimele atât de multe, din fericire. Zău, credeți-mă, nu avem cifre alarmante. Ele sunt și astea sunt umflate de statistica, umflată de străinul Cercel, un doctor care pe sub halatcicăi să văd alte șireturi. Deci asta e problema. Există obligația de a raporta morții, da? Ei sunt în proporție de 10% coronavirus și poate de 90% cardiovasculare, boli, diabet, nu mai știu ce mai aveam, și mai ales cele renale. Bun, mai fac o precizare pentru că sunt obligat. Acel cuvânt a fost nuanțat. Care? E vorba despre o greșeală. Haideți că totuși... Nu, n-am zis bou, gata. Exact, n-ați acuzat pe nimeni, a fost doar o scăpare care am nuanțat-o. Bun, vreau să ne întoarcem la Brașov. Domnule Mânzală și distinșii noștri privitori, vreau să vă pun în față, cu ghilimele de rigoare, o situație. Eu nu-mi dau seama dacă aici e vorba despre solidaritate, de lipsa solidarității, de greșeală managerială defectuoasă, de incapacitate, de incapabilitate. Nu știu, că vă las pe dumneavoastră să decideți. Dumneavoastră aș vrea să mă ajutați în analiză, domnul Mânzală. Situația este în felul următor. În fapt, ieri am primit un comunicat pe sursele noastre de la Spitalul Municipal Făgăraș, de la un membru al fost membru, am aflat astăzi, al Partidului Național Liberal, doamna Câjou, care la un moment dat a fost atât consilier județean, a condus Comisia de Sănătate în cadrul Consiliului Județean, dar la un moment dat a fost și pentru vreo 30-40 de zile, președinte, a avut atribuții exact de președinte al Consiliului Județean, atunci când Aristotel Căncescu a fost luat de către DNA. A fost înaintea lui Coman, parcă, nu? Nu, după Coman. După domnul Coman a fost doamna Câjou. Coman care n-a fost luat de DNA. Doamna încă. Mă rog, nu doresc nimănui nimic. Vreau să vă spun că această distinsă doamnă, în numele spitalului și a administrației locale de la Făgăraș, a lansat un apel prin care a spus că nu este de acord cu decizia Ministerului Sănătății ca Spitalul Municipal Făgăraș să se transforme într-un loc unde sunt duși cei care se îmbolnăvesc de acest COVID-19, și mai mult decât atât, la un moment dat face și o afirmație dură că, încerc să citesc din memorie, consideră incapabil pe cei care au luat astfel decizie, și aici se referă la președintele Consiliului Județean Ioan Vește Adrian și la prefectul județului domnul Văsâi. Cătălin Văsâi. Așa. Azi le-am luat un punct de vedere. Distinșii noștri privitori, vreau să vă spun că... I-ați luat unul prefectului. Nu, mai puțin domnului prefect. Domnul prefect n-a răspuns la telefon. Domnul prefect comunică doar prin niște hârtiuțe care le transmite. Domnul Vestea comunică bine în momentul ăsta. În jurnalul nostru de știri... Dar tot timpul are dialog, deci este un președinte o să activ vadă, în perioada. O să vadă ce a spus domnul Vestea. Mai mult decât atât, spuneam că astăzi am primit promisiunea doamnei Câjou că luni, în emisiunea Brașovul tău, o să fie prezentă și o să ne spună mai multe lucruri despre ceea ce s-a întâmplat. Are dreptul la un punct de vedere. Toată lumea are dreptul la un punct de vedere, dar sunt totuși niște chestiuni care aș vrea să le lămurim. Nu știu din punctul meu de vedere, eu nu pot să fac o analiză, sunt jurnalistul Grapă Sebastian acum, care așează în fața cetățenilor o situație. Există o decizie la nivel de minister ca acest spital să devină un spital unde vor fi duși acei bolnavi, de asemenea există o opoziție a celor care conduc Spitalul Municipal Făgăraș, sunt convins susținut de foarte mulți făgărășeni vis-a-vis de această decizie. Există o acuză cum că și autoritățile locale sunt implicate în această decizie. Există o disculpare din partea autorităților locale care atât prin comunicate cât și prin intervenții telefonice ne spun că și ei au fost luați prin surprindere de decizia Ministerului. Ajungem aici, cum spuneam puțin mai devreme, la o totală disfuncționalitate comunicală care are loc în cadrul PNL-ului care în momentul de față guvernează țara. Spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, ce înțelegeți din chestiunea asta? Există, repet, un președinte care se disculpă al Consiliului Județean, care se disculpă vis-a-vis de decizie, dar există o decizie majoră, toate astea oameni buni, în situația în care ne aflăm în stare de urgență, într-o astfel de stare nu există opoziție. Sigur că da. Obligatoriu, deciziile ordonanțelor militare trebuie să aplicate. Vă rog, domnul Mânzală. Bun, acum discutând uman și legal. Deci în condițiile actuale, sub starea de urgență și ordonanțele acelea militare care își produc efectele
într-o anumită parte, la cetățeni, văd că la autorități nu. De exemplu, există și obligativitatea ca primarii, inclusiv primarul Brașovului, să facă anumite lucruri. Și am înțeles că nu există, depășește poate și pe primarul Brașovului, poate nu poate, poate nu se poate și ce faci, îi faci dosar penal că nu poate să facă anumite lucruri, sau alți primari din România. De asemenea, sunt manageri. Uite cum este Mariana Câșu în situația asta. Este un manager care se poate trezi cu un dosar penal pentru că nu ascultă ordinul național la ora actuală. Dar, pe de altă parte, omul și managerul din zona respectivă și Făgărășanu în situația dată poate zice așa, domnule, din punct de vedere egotic, uman, poți să-l înțelegi într-un fel sau nu. Domnule, eu nu vreau să am în orașul meu focar de coronavirus. Nu vreau, nu pot. Vreau să-mi protejez localnicii. E greșit din punct de vedere uman solidar, dar există această apucătură. Chiar astăzi am văzut o știre care m-a lăsat poate una dintre cele mai urâte știri pe care le-am văzut eu vis-a-vis de această întâmplare. O asistentă medicală dintr-o localitate la urgență a fost aproape alungată din bloc că vine acolo și contaminează și n-a fost lăsată să-și cumpere produse alimentare de la magazinul de lângă pentru că lucrează la urgență. Adică există și asemenea atitudini umane care nu știu cu ce le putem împiedica. Noi asta a fost și noastră Consiliul Județean, parcă a fost tot șeful Comisiei de Sănătate în Consiliul Județean, deci cunoaște ce înseamnă sănătatea în județul Brașov și manageriatul ei. Acum, ce am înțeles și de la primarul Făgărașului, l-am văzut într-o emisiune de televiziune națională, că spunea că nu că s-ar opune, doar că nu are condițiile necesare pentru a trata și pentru a-și apăra corpul medical de acolo. Asta o spun toți medicii, că n-au condiții și așa. Nu știu dacă e bine sau e rău și am mai spus un lucru care ține tot de teritorialitatea noastră. A spus așa, dom'le, până la Făgăraș, unde 75 de kilometri de Brașov, în Agenția Metropolitană Brașov, există și alte spitale care ar putea fi transformate. Nu știu, sunt puncte de vedere subiective, obiective, habar n-am. Nici nu pot să acuz foarte tare pe unii sau pe alții într-o situație ca asta, doar că în condițiile date, va trebui să facem și sacrificii. Deci va trebui să ne subordonăm, chiar și eu care sunt un rebel, în loc să fac nu știu ce, să discut, execut aceste ordine tâmpite, proaste, așa, le execut în sensul că respect ce mi se spune, nu merg în zone aglomerate, eu sunt mai prudent, că toată lumea mă întreabă, dom'le, dar ești atent, copiii mei? Păi sunt mai atent decât toată lumea. Păi eu îmi iau mănuși când mă duc la benzinărie, așa, când ating orice suprafață îmi iau mănuși, la magazin îmi iau pungile proprii. Și totuși, domnul Mânzală. Dar nu asta e problema. Că exact până la urmă, asta vreau să spun și eu. Da? Să știți că eu nu vă întreb e. Următor lucru pe dumneavoastră. Suntem într-o situație excepțională. Plecând de la gafa comunicațională făcută de același Iohannis care vine și spune recomandăm populației și a nu a președintele Iohannis, a ministrului de interne Vela, care spune recomandăm populației în loc să spună ordonăm, pentru că într-o situație în care există ordonanțe militare, ălea sunt ordine. Bun, vă întreb așa, starea de urgență se creează, nu-i chiar așa, starea de urgență e o stare mai graduală, mai mică decât alte stări. Domnul Mânzală, în ultimele 3 minute, ce se întâmplă în situația în care se creează un precedent și atunci toate deciziile care vin de la Ministerul Sănătății vis-a-vis de alte potențiale spitale care pot să adăpostească bolnavii de acest COVID-19, vor fi contestate sau o să spună o să toată lumea, vreau să se înțeleagă, o secundă, vreau să înțeleagă foarte clar, nu sunt partizanul niciunei decizii. Eu sunt făgărășan, țin foarte mult la tot ce înseamnă zona Făgărașului, dar în momentul de față trebuie să așezăm înainte de orice faptul că suntem români, faptul că ar trebui să fim solidari, faptul că nu trebuie să-l pedepsim pe unul pentru că avem impresia că a fost în prima linie acea asistentă și e posibil să mă îmbolnăvească. Părerea mea este că ar trebui să înțelegem mult mai bine ce înseamnă acest virus și... Dar femeia n-are probleme, nu-i pozitivă. Tocmai asta este, dar ăla de lângă, care habar n-are ce se întâmplă, o scoate exact. Eu nu mă uit urât la nimeni. Nu mi-ați răspuns ultimele 2 minute, domnul Mânzală. Totuși, ce ar trebui să facem? Ar trebui să respectăm întru totul sau ne permitem să facem contestații? Nu știu dacă ne permitem. Avem ce avem, da? Conduce țara această echipă politică actuală. Mediocru spre slabă, asta este. Vrând, cum nevrând, o caracterizați? Între mediocră și, între mediocră și slabă. Cam pe acolo văd eu. Pe ansamblu. Acum n-am timp să nuanțez care, cum, cine.
vrând nevrând trebuie să ne subordonăm și să ne supunem acelor ordine și acelor decizii care s-au luat, că altfel riscăm și sancțiuni, dar așa trebuie să faci într-o situație ca asta. Dar dincolo de asta, nu avem dreptul să ne sacrificăm corpul medical, există nu dezertări, cum s-a spus, ci doar oameni care își cer dreptul la apărarea vieții și a sănătății proprii prin echipamente de protecție. Nu s-au pus la dispoziție. S-a manageriat prost încă de la începutul situației, se cunoștea dinainte, au dat ordonanță. Din păcate, acum, 15 secunde, domnul Zala. 15 secunde, dar vreau să vă spun că vom avea capacitatea să depășim această situație care a fost creată undeva ca armă biologică și o să spun poate într-o emisiune viitoare sau dacă nu în emisiunile mele am spus armă biologică, vrând nevrând îi facem față, dar nu cu armata pe stradă, ci cu mintea și cu sanitarii. Mulțumesc Ion Mânzală, mulțumesc distinși privitori, repet ce am spus puțin mai devreme, doamna Câjul, în discuția care am avut-o astăzi cu domnia sa la telefon, mi-a promis că luni o să încerce să fie prezentă. Dacă va fi, vom vedea cu toții. Dacă va fi prezentă, o să aflați de la domnia sa direct care au fost motivele pentru care a ieșit în acea conferință de presă cu acele grave contestații făcute față de decizia guvernamentală. Vă mulțumesc încă o dată și fiți în continuare alături de noi.